Terapia Shock Wave este tipul de terapie în care folosim undele acustice în tratamentul afecțiunilor musculoscheletale. Adică la nivel de inserții de tendoane, la nivel de structură osoasă, la nivel muscular, în funcție de modificările care apar în timp datorită supra-solicitării, datorită avansării în vârstă, apar anumite modificări. În funcție de modificările respective, noi putem interveni, de exemplu, la nivelul umărului, dacă avem o calcifiere de tendon supraspinos, datorită faptului că supra-solicităm brațul, ridicând obiecte diferite greutăți. Acea inserție se calcifică. Calcifierea respectivă poate fi tratată prin acest tip de tratament. Aplicăm șocurile pe zona respectivă, încercăm să reducem calcifierea, producem o inflamație locală pe care organismul este obligat să o repare. Astfel putem trata și o afecțiune cronică și o afecțiune recentă. Tratamentul la fel, prin partea de shockwave, putem să acționăm, aplicăm unda respectivă, unda pătrunde prin tesuturile moi, ajunge la nivelul structurii osoase, la nivelul structurii osoase ricoșează și revine în tesutul nou format. În momentul în care acesta este lovit de această undă acustică, începe ușor-ușor să-și modifice structura. În momentul respectiv, se produce distrugerea tesutului, iar organismul începe ușor procesul de reparare. Din punct de vedere al timpului acordat unei ședințe, poate să dureze între 5 și 10 minute. Din punct de vedere al tratamentului, ca număr de ședințe, putem să vorbim între 3 și maxim 10 ședințe care pot fi în funcție de afecțiune. De exemplu, pentru pintenul calcanean folosim 3 ședințe, maxim 5, cu o frecvență de o ședință pe săptămână. Contraindicațiile pentru terapia shockwave nu se fac în perioada de sarcină. Nu sunt recomandate pentru persoanele care au tratament anticoagulant în perioada respectivă, pacienții cu bypass și în același timp nu se mai folosesc pe leziuni cutanate. Tăieturi, zgrieturi, în zona respectivă nu se va aplica niciodată shockwave-ul pentru că folosim și un anumit gel în anumite situații și în momentul respectiv ar duce la o iritare a țesutului și posibil sângerare.